Pe data de 14 octombrie 2014, în cadrul Asociației Carpomenia din București, s-a organizat o acțiune de strângere a gunoaielor dintr-un parc din București de către voluntari pensionari denumiți bunicii ecologiști. Această acțiune se va repeta și aș dori să constituie un exemplu de urmat de toate organizațiile de pensionari din România pentru a arăta organizațiilor locale care conduc localitățile, orașele, comunele, satele din România, că există dorință din partea unor pensionari și nu numai, de a strânge gunoaiele care sunt din plin în România, în sate, în orașe, pe străzi. Ne-am văzut acțiunile acestea și este jenant pentru noi că vin pușcașii marini din Statele Unite ale Americii să strângă gunoaiele după plaje și tineri din alte țări vin să strângă gunoaiele. Poate prin unirea tuturor eforturilor în acest sens să reușim ca, într-un termen cât mai scurt, să avem o țară cât mai curată și să nu mai fim puși în situația asta jenantă de a veni altcineva să strângă gunoaiele după noi. Doresc ca acest mic exemplu să fie urmat de cât mai multe organizații de pensionari și nu numai, din toată țara.